Tragem nădejde când țara va fi ceva mai bine, ceva mai bun. Fiindcă mulți politici promit, dar puțin și faci. Și tragem nădejde poate că acum se vor mai deștepta și vor înțelege că poporul s-a săturat deja de promisiuni. Să fie pașii, să fie liniște, să putem trăi numai cu unire, unul cu altul. Pentru că ne doare inima și nu putem trăi cu așa pensii, cu așa zarplate, cu așa astea. Și avem nevoie tare, tare avem nevoie. Pentru viitorul copiilor noștri, cel mai bun viitor îl dorim la toți. Și toți locuitorii să fie, și toți cetățenii Republicii Moldova să fie bucuroși de tot ce va fi rezultatul. Îl așteptăm cu pozitiv. Pentru viitorul copiilor și nepoților și toată lumea, pentru Moldova. Pentru binele țării, pentru străim mai bine, pentru dreptul la muncă, pentru dreptul la studii, pentru ocrotirea sănătății. Sperăm că o să fie mai bine. Pentru o viață mai bună și un trai mai frumos. Pentru intrarea în Europa. Pentru și igiene în țară. Și un viitor mai bun și mai frumos. Să ai buni copii noștri, să lucrezi, să învățăm, să mergem înainte. Dar este de-a mă vedere, tot la obrazul lor. За мир во всем мире, чтобы была какая-нибудь стабильность была в нашей Молдове. Ждем, надеемся, что что-нибудь изменится, будет, по крайней мере, лучше будет жить народ. Pentru viitorul copiilor noștri și pentru pensii mai bune, că suntem pensionari. Pentru Moldova noastră și integră. Doamna a spus lucrurile astea care eu pot spune prin un singur cuvânt, pentru progres. Pentru binele tuturor care trăiesc în țara aceasta.